O să intre banda. Banda. Și 3 de ani în viața unei televiziuni se întâmplă multe lucruri. Pe Catargii 33 s-au spus mii de povești, s-au montat sute de decoruri și tot de atâtea ori am avut emoții când din regia de emisie s-a auzit: atenție, suntem în emisie, basta! Tot timpul gata, merge, dă-i drumul, hai, sunteți în emisie, zi, dar spune ceva, vreo idee, cât de cât, să meargă la o cafeluță dimineața, absolut nimic. Atenție! 3 noiembrie 2014, ora 8, începe BD-ul din nou. TVR Iași. TVR Iași e locul unde am putut să cresc liber. E un loc unde reușesc să fac una dintre cele mai frumoase profesii din lume, cea de jurnalist. TVR Iași. La mulți ani, TVR Iași, la mulți ani celor care ne urmăresc. Să crești mare, să ai grijă de noi, cei care învățăm să facem televiziune aici. Cred că pentru toți colegii mei înseamnă ceva, ceva deosebit. Cătă, poți să oprești sunetul. Aniversarea TVR Iași în luna noiembrie e pentru mine o reamintire a faptului că am aceeași vârstă cu televiziunea pentru care lucrez de câțiva ani de zile. TVR Iași înseamnă pentru mine 22 de ani din viață. Gata, am spus. Mai un minut.